Dinamo a urcat pe locul 3 în play-off la 7 puncte de liderul Steaua, însă albroșii nu se gândesc la titlu. Cosmin Contra își dorește să ducă echipa în Europa League, iar următorul său obiectiv este să lege a treia victorie consecutivă, etapa următoare cu Viitorul. Meciul se va disputa în ziua de Paști la 20:30 și va putea fi urmărit la Digi Sport 1. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, n-am realizat nimica. Începem returul acum din play-off și trebuie să avem continuitate în evoluție. Eu cred că trebuie să arătăm altfel în meciurile cu Viitorul, pentru că nu prea am câștigat împotriva lor în ultimele meciuri și din cauza asta cred că avem și o revanșă de luat. După aia unde ne vom situa în clasament la sfârșitul campionatului vom vedea. Contra nu a luat încă o decizie în privința prelungirii contractului scadent în vară cu Dinamo. Nici Adam Nemeț nu a avut să comenteze despre o eventuală plecare a sa la sfârșitul sezonului. I can say what I want. I'm a player of Dinamo. I have contract here and this is what it is. 5 games left and the cup final and after the season we will see what's going to happen. Cu 10 goluri marcate sezonul acesta, Adam Nemeț ar fi dorit și de Al Dafra, echipa de pe locul 7 din campionatul Emiratelor Arabe Unite.